Raționalist convins, a avut curajul de a ne prezenta etica într-o demonstrație geometrică. Credința sa într-o entitate unică precum substanța i-a făcut pe unii să-l considere ateu. Înțelegerea necesității ca definire a libertății este încă o opțiune valabilă. Agricultorul englez care a îmbunătățit în epoca Revoluției Industriale numeroase tehnologii de cultivare a pământului nu știa că în secolul 20 o trupă rock având același nume va fi cu mult mai celebră. Părintele filologiei și lingvisticii românești a avut și o intensă activitate politică. S-a numărat printre cei 10 secretari ai adunării de la Blaj în 1848, a fost membru în delegația trimisă la Curtea Imperială din Viena spre a prezenta revendicările românești, membru în Comitetul Național Român din Sibiu, iar în 1863, membru în Dieta Transilvaniei de la Sibiu. Ironia cu care și-a început Marx lucrarea, aceea că o stafie bântuie prin Europa, s-a transformat pentru mai bine de jumătate de secol într-o crâncenă tragedie. Sofismul din final e la fel de idealist. Proletarii n-au de pierdut în această revoluție decât lanțurile. Ei au o lume de câștigat. Până la urmă au pierdut-o. Încă de la începutul anului 1852, starea sănătății sale s-a înrăutățit. A refuzat orice medicament și a intrat într-un post prelungit care i-a fost fatal, nu înainte de a arde volumul al doilea al Sufletelor moarte pe care tocmai îl terminase. Creatorul lui Moșteacă era considerat unul dintre cei mai mari poeți ai prozei gazetărești, dar și un pamfletar neobosit. Microbiologul german a studiat modificările serice în cursul apariției imunității în holeră, tifos, difterie, tetanos și gripă. A demonstrat legătura dintre toxina tetanosului și celulele nervoase. Celebrul a făcut reacția serologică de depistare a infecției luietice. Biochimistul danez s-a interesat de rolul colesterolului în dietă și, experimentând pe pui de găină, a descoperit o nouă vitamină, K. Importanța acesteia o știu hemofilii, dar au recunoscut-o și membrii jurului Nobel în 1943. Pictorul a fost prezent alături de Grigorescu, Mirea și Pop de Sat Marii pe frontul războiului de independență, imortalizând aproape fotografic scene de bătălie, scene de muncă sau de repaus. În ultima perioadă a creației a pictat mai ales portrete de țărani îmbrăcați în costume populare din zona sa natală de pe Valea Sebeșului. Afirmat ca tragedian pe scena naționalului bucureștean, actorul se numără printre primii regizori de film, realizând pelicule precum Înșirte mărgărite, Independența României sau Oțelul răzbună. Cu 20 de ani mai devreme, același juriu acorda Nobelul pentru descoperirea unui hormon ce participă la metabolismul glucidelor. Canadianul Banting și americanul Best au fost preferați românului Paulescu. Acesta botezase hormonul pancreină, iar occidentalii insulină. Alpinistul nemțean a reușit performanța unică pentru România de a fi escaladat cele mai înalte vârfuri de pe toate continentele. A început în 1995 cu Everestul și a sfârșit cu Mount Vinson din Antarctica în 2001. Aniversăm astăzi un alt laureat al Nobelului împreună cu Alexander Fleming și Boris Chan. Meritul lor a fost acela de a fi pus la dispoziția omenirii penicilina, un antibiotic cunoscut încă din 1870, dar care nu a putut fi purificat pentru utilizarea în medicină. A încercat să o spună și altădată. Față de viața asta, de zi cu zi, a unui autor de literatură, opera lui este echivalentă cu o moarte. Este adică viața lui povestită, așezată mai ales sub semnul începutului și sfârșitului și nu sub al devenirii. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.